Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă în care mi-am propus să vă aduc la cunoștință câteva din activitățile programate în această săptămână. Vreau să vă informez că încă începând de ieri, Poliția Locală a demarat o campanie de eliberare a domeniului public de autovehiculele abandonate. Pentru unele dintre mașini am reușit să contactăm proprietarii și aceștia au și luat măsurile pentru eliberarea domeniului public. Pentru cei care nu vor face acest lucru, primăria va ridica autovehiculele abandonate, le vom depozita pentru o perioadă de 30 de zile la platforma de pe strada Ogoarilor, iar în cazul în care nu vor fi revendicate în acest termen de 30 de zile, acestea vor deveni, conform legii, proprietatea municipiului Roman și vor fi valorificate cel mai probabil la centrele de colectare a fierului vechi. De asemenea, vreau să vă informez că după ce la sfârșitul lunii august am aprobat în Consiliul Local acordul de colaborare cu societatea comercială Metexexa pentru reabilitarea scărilor de pe strada Unirii. În această săptămână se finalizează procedurile de achiziție publică pentru realizarea acestei lucrări. Se vor aproviziona și materiale, urmând ca de lunea viitoare să înceapă efectiv lucrările de reabilitare a acestor trepte. Reamintesc cetățenilor municipiului Roman că circa 40% din treptele de pe strada Unirii aparțin firmei private, 60% aparțin primăriei municipiului Roman. Eu mă bucur că am reușit să găsim înțelegere din partea agentului privat și împreună să reușim să realizăm această lucrare. O lucrare care presupune refacerea suprafeței de mozaic. Din păcate, firmele și specialiștii în a folosi mozaicul sunt din ce în ce mai reduse, dar ne bucurăm că în sfârșit am reușit să identificăm o firmă care poate să facă această lucrare, urmând ca în primăvara anului viitor să realizăm și treptele de la Femina, astfel încât întreaga zonă centrală a Romanului să fie reabilitată din acest punct de vedere. Lucrează în continuare firma și în pietonal și vom avea reabilitat pietonalul în totalitate, inclusiv treptele, și am purtat discuții și cu proprietarul treptelor din complexul favorit și lucrează la expertizarea treptelor de acolo pentru identificarea soluției tehnice și am promisiunea că în această toamnă vor fi reabilitate și aceste trepte din complexul favorit care aparțin unei firme private. De asemenea, purtăm discuții în această săptămână și deja predăm amplasamentul pentru ca, începând de săptămâna viitoare, de luni, să înceapă lucrările la proiectul de reabilitare peisagistică din zona Bulevardului Republicii. Vor începe lucrările pe segmentul cuprins între strada Păcii, zona Umbreluța, până spre strada Cea Rosetei. Constructorul deja va notifica proprietarii de garaje din zonă pentru a elimina aceste garaje de pe domeniul public și să pregătim terenul astfel încât o parte însemnată din lucrări să fie realizată încă din această toamnă. Toate aceste notificări vor fi afișate pe garajele respective, astfel încât proprietarii să aibă posibilitatea ca singur să-și dezansambleze aceste garaje de pe domeniul public, pentru care noi anul acesta nici nu am mai încasat taxa de ocupare a domeniului public, știut fiind faptul că urma să începem acest proiect de reabilitare. De asemenea, iarăși o veste bună pentru locuitorii din cartierul Petru Rareș.
În această săptămână s-a finalizat proiectul, am obținut ultimele avize și vom semna și autorizația de construire pentru ceea ce înseamnă reabilitarea străzilor din cartierul Petru Rareș, trotoare și covor asfaltic. Astăzi va avea loc predarea amplasamentului către constructor și sperăm ca în cel mai scurt timp, dacă nu de săptămâna asta, dacă nu cel târziu de săptămâna viitoare, constructorul să vină la fața locului și să înceapă lucrările de amenajare a trotuarilor și de realizarea infrastructurii pentru turnarea covorului asfaltic. În continuare se lucrează în cartierul Petru Rareș pentru realizarea branșamentelor, pentru preluarea izvoarelor și de asemenea pentru realizarea gaigerilor, a gurilor de preluare a apelor pluviale, astfel încât constructorul să aibă un front de lucru pentru realizarea infrastructurii rutiere. În paralel vom merge și cu realizarea branșamentelor, dar acestea se vor realiza în zona trotuarilor, practic nu va fi afectată infrastructura rutieră la care se va lucra. În zona trotuarilor vom realiza și acele branșamente ale proprietarilor de pe strada Nicolae Bălcescu. De asemenea, așa cum bine știți, au început lucrările încă de la sfârșitul săptămânii trecute la corpul B al școlii Vasile Alexandrii, clădire care este și monument istoric. Cel mai important și cea mai mare provocare pentru noi a fost aceea de a găsi o locație în care să mutăm clasele de copii din corpul B. Am fost ieri prezent cu ocazia deschiderii anului școlar și în clasele în care s-au mutat provizoriu acești copii. Condițiile sunt foarte bune. Am discutat cu părinții și au înțeles cu toții situația că e nevoie de timp pentru reabilitarea acestei clădiri și sunt convins că în momentul în care vor reveni în corpul B al școlii Vasile Alexandrii, vor găsi o clădire renovată, o clădire reabilitată în care se poate desfășura un act educațional de calitate. De asemenea, tot în ceea ce privește reabilitarea clădirilor cu destinația de învățământ, vom începe de săptămâna 23 septembrie, începând cu data 23 septembrie, vom începe și lucrările de consolidare și modernizare a grădinței 2 cu program prelungit, cea din spatele stării civile, acolo unde vom realiza lucrări de reparație și de înlocuire a șarpantei și de consolidarea trotuarilor de jur împrejurul clădirii pentru a nu mai permite infiltrarea apei la subsolul clădirii, la fundație și cel mai probabil în luna noiembrie, în acea vacanță pentru copiii din ciclu primar, pentru grădinițe în special, vom începe și lucrările la grădinița cu numărul 2 cu program normal vis-a-vis de starea civilă. Am și identificat o locație în care să mutăm acești copii. Urmează să propunem consilierilor locali această propunere contra unei chirii lunare, astfel încât mutarea acestor copii să determine continuarea actului educațional fără sincope și în același timp să reabilităm cât mai repede și această clădire. Tot de săptămâna trecută au început și lucrările de reabilitare a șarpantei de la blocul de locuințe sociale de pe Alea Revoluției, blocul 11, scara A, astfel încât și locuitorii din această clădire să poată avea condiții normale și decente pentru reparația acelui acoperiș. O veste bună este că ne apropiem de finalizarea proiectului de reabilitare termică a blocului 33 de pe strada Anton Pan. Mai sunt de finalizat ultimele retușuri la
acest bloc de locuințe și sperăm ca până la sfârșitul săptămânii aceste lucrări să fie finalizate și ulterior să raportăm către ADR Nord-Est finalizarea acestui proiect cu finanțare europeană, în urma căruia cele 90 de familii beneficiază de condiții decente de trai, un bloc reabilitat termic în totalitate și mai mult decât atât, realizarea rețelelor de apă și de canalizare în interiorul fiecărui apartament. De asemenea, dacă tot vorbim despre reabilitarea termică a blocurilor, vreau să vă informez că suntem în fază finală a proiectului pentru celelalte 7 blocuri care au fost câștigate cu finanțare europeană. Așteptăm ultimele avize, după care documentația întreagă va fi înaintată către ADR Nord-Est în vederea validării, după care va urma procedura de licitație publică și cel mai probabil, cred, din primăvara anului viitor, vor începe lucrările și pentru aceste 7 blocuri, astfel încât alte câteva sute de familii să beneficieze de condiții mai bune de trai. Și de asemenea, dacă tot vorbim despre proiecte europene, vreau să vă informez că în jurul datei de 25 septembrie va intra în evaluarea tehnico-economică proiectul de extindere a ambulatorului, de extindere și de modernizare a ambulatorului Spitalului Municipal de Urgență Roman, acolo unde ne-am propus realizarea unui centru de imagistică și sunt convins că la sfârșitul acestui proces de evaluare vom mai putea anunța încă un proiect finalizat cu succes și realizarea unui centru imagistic modern care să ofere condiții mai bune pe de o parte medicilor pentru desfășurarea activității și un acces la servicii de calitate pacienților care se adresează Spitalului Municipal de Urgență Roman. În final, mi-am propus să vă aduc la cunoștință câteva informații. Pe de o parte, o activitate legată de Direcția de Administrare a Piețelor și este vorba de sezonul vânzării strugurilor pentru vin. La fel ca în ultimii 3 ani, locul pentru vânzarea strugurilor va fi amenajat tot în bazarul municipiului Roman. Am fost informați de către vânzătorii de struguri că începând cu data de 12 septembrie vor veni la bazar în vederea comercializării strugurilor pentru vin. Vreau să vă aduc la cunoștință și organizarea unei licitații pentru parcări de reședință. Am așteptat finalizarea concediilor, a perioadelor pentru concedii, astfel încât toți cei care doresc să închirieze un loc de parcare să poată fi prezenți și vom avea săptămânal licitații, fie în parcări noi, fie în parcările care nu s-au adjudecat în totalitate. Pentru moment s-au pregătit parcările 191, strada Ștefan cel Mare, blocul 177, 15 locuri, parcarea 192, strada Mihai Eminescu, blocul 2, 26 de locuri și parcarea 193, aferente străzilor Sucedava, blocul 21, Miron Costin, blocul 2 și Miron Costin, blocul 5, scările C și D. Cererile se depun la sediul primăriei municipiului Roman, etajul 2, camera 64, de joi 12 septembrie până miercuri 18 septembrie, urmând ca licitația să aibă loc la sediul primăriei municipiului Roman, în sala de festivități, sala Nicolae Manulescu Strunga, joi 19 septembrie la ora 17. Și în final, având în vedere faptul că sezonul pentru ștrandul municipal s-a închis în mod oficial, vreau să vă aduc la cunoștință câteva informații legate de încasările realizate în acest sezon estival. În zona de bazine s-au încasat 779.392 de lei, au fost emise 57.366 de bonuri, cei mai mulți clienți într-o zi 2.539, cu încasări de 43.660 de lei în data de 11 august. În zona de parcări s-au încasat 42.886 de lei. Ați zis parcări? Da, la parcări. Parcările din Complexul Sportiv de Agreme Moldova.
Când vă duceți mașina, acolo plătiți, da. În zona de Foișoare, 60.762 de lei, 2.140 de bonuri vândute, cele mai multe închirieri într-o zi, 41, încasări 986 de lei, tot în data de 11 august. Au fost și mai multe prejudicii care s-au produs și din recuperarea prejudiciilor am încasat 4.220 de lei, iar totalul general pe zona Complexului Sportiv de Agreme Moldova este 887.260 de lei. În ceea ce privește cheltuielile, până la data de 31 august, în funcție de facturile emise și înregistrate, e posibil să nu fie toate facturile la zi, avem un total de 611.629 de lei cheltuieli aferente acestei zone. Cele mai multe cheltuieli sunt cele cu paza și cu soluțiile chimice pentru menținerea bazinelor într-un stadiu normal de funcționare. Consider una peste alta că a fost o activitate bună în zona bazinelor. Condițiile oferite, cred eu că sunt condiții de calitate. Am încercat să menținem un standard ridicat și de asemenea să animăm atunci când am avut și petrecerile organizate, astfel încât strandul să rămână una dintre atracțiile principale pe care le putem oferi la roman. Cam acestea au fost informațiile pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință. În rest, vă stau mai departe la dispoziție pentru întrebări. O întrebare de la un romașan care nu a reușit să vină la întâlnirea pe care ați organizat-o cu diaspora în august. Ar vrea acest lucru să știe dacă dumneavoastră, ca autoritate publică locală, aveți acces la o statistică a indicatorilor de calitate a vieții, așa cum sunt definiții de Uniunea Europeană. La nivel național, aceștia sunt reliefați în nouă stat. Da, din păcate nu avem astfel de informații, cel puțin la nivelul romanului. Mă voi interesa și eu la Institutul Național de Statistică, cred eu că e singurul organism abilitat de astfel de informații. Așa informează continuarea, dacă ați avea acces la asemenea statistici, ați putea să propuneți un plan clar pentru creșterea nivelului de trai în funcție de acești indicatori și astfel să găsească oportunitate de a reveni acasă, cum mai da. Este evident că până la niște date statistice care sunt sau nu sunt relevante, cel mai important este ca noi la nivelul administrației publice locale să realizăm cât mai multe investiții care să ducă la nivelul creșterii calității vieții. Și bineînțeles, pe cale de consecință și în funcție de investițiile care vor fi atrase la roman, sunt convins că și nivelul de trai va fi crescut. Aveam o informație undeva prin luna iunie acestui an, dar nu era o informație oficială, cum că la nivelul Moldovei romanul ar fi municipiul cu cea de-a doua putere de cumpărare din regiunea Moldovei după municipiul Iași. Dar nu e o informație oficială, e doar o declarație care a fost surprinsă la un moment dat într-o anumită zonă. Și a doua întrebare tot de la Moșcani, nu funcționează, cel puțin nu se pot accesa rapoartele de activitate la consilierilor locale și pe sanjitorii în Moșcani. Voi verifica, probabil o problemă tehnică. Mulțumesc. Chiar v-am vorbit despre creșă și v-am spus că suntem în procedură de licitație publică și sperăm ca în cel mai scurt timp de construcție, da? Da, da, da. Dacă nu mi-aduc aminte, cred că la ultima conferință de presă chiar v-am spus. Păi, care a fost ultima? Ne, nici chiar așa. Da, vreau să port astăzi niște discuții în legătură cu
o posibilă relocare a copiilor. Dacă vorbim strict de dosarele care s-au depus până acum la creșă, acestea sunt în jur de 55 de dosare depuse pentru un număr de 30 de locuri. În funcție de locația pe care o vom găsi, vom încerca să suplimentăm acest număr. Urmează să se face evaluarea. Activitatea la creșă va începe cu data de 30 septembrie, la fel ca în fiecare an. Partea bună este că prin reabilitarea creșei Smirodava, capacitatea va fi triplată, vom ajunge la 90 de locuri. Și atunci vom putea răspunde tuturor solicitărilor. Sunt convins că și numărul celor care se vor adresa în momentul în care va fi reabilitată creșa va fi pe măsură. Vom încerca să găsim soluții. O soluție, acolo unde a mai funcționat creșa, la grădinița asta cu un program de numărul băie, acolo a mai fost o creșă cu câțiva ani. Nu e o soluție acolo. Gândim în altă parte, probabil tot sub formă de chirie, dar când voi avea informații, vă voi aduce la cunoștință, la fel cum v-am adus și în cadrul. Sub nicio formă, copiii vor fi la creșă, indiferent că vor fi la clădirea de pe strada Smirodava sau la o altă clădire. Noi vom asigura toate condițiile, astfel încât activitatea la creșă să nu fie perturbată. Bătaia aia ca în Texas de la CPU a pus iar România în atenția presei naționale și nu în sensul cel mai bun. Ați purtat o discuție cu domnul Spitalin pe această chestiune și să vedeți ce soluții există de întărire a fazei de, știu eu, pentru că a fost ieșit din comun ceea ce s-a întâmplat acolo. Din păcate, astfel de evenimente nu vor putea fi eradicate niciodată. Și vedeți și dumneavoastră că lucruri reprobabile se întâmplă oriunde pe mapa lund. Indiferent că vorbim chiar de Statele Unite ale Americii, care are cea mai puternică rețea de securitate, vedeți că atentate tot se întâmplă, tot și în unități de învățământ și în spitale au loc agresiuni. Sigur, aici este o chestiune care ține de Ministerul de Interne, de parchet, pentru efectuarea cercetărilor în acest caz. În ceea ce privește Spitalul Municipal de Urgență, am purtat o discuție cu conducerea și am stabilit ca și modalitate de lucru momentul în care se produce o astfel de agresiune sau orice acțiune antisocială care se produce, să fie contactați și cei de la jandarmerie, pentru că în momentul de față reprezintă unica structură de forță din România. Mă bucură faptul că am reușit să determinăm înființarea unui detașament de jandarmi la Roman, o structură de 20 de jandarmi, o structură fixă pentru municipiul Roman și ea este deja aprobată. Nu am detalii legate de punerea efectivă în funcțiune, probabil urmează procedurile de angajare și de relocarea unor cadre, însă greul a trecut din punctul meu de vedere obținerea tuturor avizelor în vederea înființării acestei structuri la Roman și sunt convins că odată cu realizarea acestei modalități de lucru, că din păcate noi ne-am dorit să încheiem un protocol cu jandarmeria, nu există posibilitatea legală în momentul de față ca acest protocol să fie încheiat. Dacă nu greșesc, cred că a fost și o inițiativă parlamentară la un moment dat ca centrele de primiri urgențe și unitățile de primiri urgențe să fie păzite de către jandarmi. Cred că s-a declarat neconstituțională această inițiativă parlamentară și a picat. E drept că în momentul în care o unitate, o instituție publică până la urmă, dacă vezi cum este spitalul, orice spital ar fi păzită de jandarmerie, astfel de, sau de o unitate de forță a statului, astfel de evenimente ar fi mai limitate. Însă, din păcate, agresiuni
în centrele de primiri urgențe s-au mai întâmplat, nu e Romanul singurul caz și măsurile trebuie luate în altă zonă cu aplicarea unor sancțiuni mult mai drastice de către cei abilitați să o facă. Vorbim aici de jandarmeria propriu-zisă care asigură paza sau de acel detașament mobil, care nici în Vâlci, știți că în Vâlci... Da, cu ocazia diverselor manifestări care se organizează pe raza unui UAT, se detașează provizoriu pe perioada acelor evenimente anumite unități de jandarmerie. Aici vreau să vă informez că e vorba de crearea unui detașament fix la Roman, un detașament care își va desfășura activitatea la Roman și ca și modalitate de lucru, eu am vorbit la spital ca în momentul în care se întâmplă o agresiune să fie informați jandarmii prima dată, pentru că reprezintă structura de forță a statului român. În urmă cu o săptămână sau două, de parte de o săptămână, a fost un comunicat de presă în care vă cereați scuze că nu ați reușit să finalizați promisiunea legată de asfaltarea curților. Păi, în ce stadiu sunteți cu acest proiect? Și, bine, clar, cauza lipsa banilor. Dar ce ați făcut până acum și ce ați mai avea de făcut? No, e vorba de terenurile de sport, pentru că anul trecut am asfaltat toate aleile și platformele din incinta școlilor. Eu promisesem unităților de învățământ că în acest an vom asfalta toate terenurile de sport care sunt degradate. Din păcate, lipsa resurselor financiare a generat acest lucru. Nu am abandonat ideea întrucât se așteaptă repartizarea banilor, pe de o parte banii de la Consiliul Județean, cei 7,5%, pe de altă parte banii de la Guvern, care știți foarte bine că doar o parte s-au repartizat în mod direct, cealaltă parte s-au solicitat adrese din partea primăriilor. Noi am trimis necesarul pe care îl avem pe de o parte pe partea de funcționare și pe de o parte pe partea de proiecte, undeva în jur de 5.500.000 de lei. Așteptăm aceste rectificări, pentru că dacă vor veni sumele de bani, putem realiza și lucrările. În condițiile unui buget destul de auster, anul acesta vă mai asumați decontarea energetică care v-a. Suntem și obligați să o facem și o vom face. Cam care este numărul de care v-a? Nu putem să știm în momentul de față, așteptăm solicitările oficiale și informațiile oficiale din partea unităților de învățământ. Dar nu trebuie să puteți avea. Era o sumă mare? Da, sumele sunt destul de considerabile, pentru că avem suficiente cadre didactice, însă vom asigura toate sumele necesare de contării navetei profesorului. Ați vorbit de aceste mașini abandonate, cam câte acum au fost inventariate și la opinie? Păi vreau să vă spun că ieri, în prima zi, din 4 autovehicule identificate și care s-a luat legătura, 3 deja și-au și mutat mașinile. Băi, ritmul e undeva 4-5 mașini pe zi. În ultimele conferințe de presă vorbeați foarte mult despre proiectul acela de la piață intenționat să mai faceți ceva, dar înainte de asta să vă transmit și o laudă. Se pare că piața de la Roman e una din cele mai bine aprovizionate din zona Moldovei și foarte oponată. Și ce mi-au spus rudele care veniu la mine, faptul că nu sunt deloc bronzați pe la Roman. Ce înseamnă? O fost. Da. L-ați văzut la strand? O fost la strand? Da, într-adevăr pot să vă spun că piața din Roman este o piață care permite accesul comercianților, încercăm pe cât posibil să controlăm și facem verificări în ceea ce privește certificatele de producător emise și de alte primării pentru a verifica conformitatea celor înscrise în certificatele de producător.
În ceea ce privește proiectul de la piață, nu am abandonat această idee, însă nici nu am demarat în acest an studiul de fezabilitate. Așteptăm, pe de o parte, să apară noile axe de finanțare ale Uniunii Europene pentru a vedea în ce măsură putem obține o finanțare europeană. Este inutil ca în momentul de față să facem o cheltuială pentru un studiu de fezabilitate, pentru un exercițiu financiar care va începe în anul 2021 și fără a cunoaște detaliile exacte ale noilor axe de finanțare. Este un proiect care rămâne valabil, un proiect care trebuie făcut. În această perioadă ne axăm pe investițiile pe care noi le avem demarate și care trebuie duse la îndeplinire până la sfârșitul anului viitor și ulterior sigur că vom gândi și acest lucru. Ce ați mai fi de definitivat în ceea ce privește infrastructura școlară legat de obținerea acestor autorizații de sanitare, de funcționare? Am văzut că pe lista aceea comunitate de director și inspectorat apare colegii dispeciul cu anuși două clădiri și bază. Da, atenție! Faceți o confuzie, mă tem. În ceea ce privește autorizațiile sanitare de funcționare, toate unitățile de învățământ de pe raza municipiului Roman sunt autorizate. În ceea ce privește autorizațiile de securitate la incendiu, singura clădire și ultima rămasă neautorizată este Colegiul Tehnic Petru Poni, care se află în procedură de obținere autorizației în această perioadă. Se lucrează la documentații, la realizarea unor ultimelor măsuri de conformare și noi sperăm ca pe parcursul acestui an, dacă nu la începutul anului viitor, să obținem și aceste autorizații pentru Colegiul Tehnic Perpon. Și ultima întrebare, și tot de domnul Mașcan, de ce s-a denunțat la aprobarea fotografierilor și filmărilor la Biblioteca Mișoară? Știu că era incomod, sâmbătă, duminică, să păi nu, dar... Deci eu vreau să vă spun în felul următor, nu s-a interzis fotografierea. Ea este permisă în timpul programului de lucru. Adică de luni până vineri. De luni până vineri, da. Da, da. Da, da, de regulă să știți că există un trend și o anumită modă ca anumite poze să se facă și după. Nu-ți. Când mirii sunt mai odihniți. Dar nu v-ați gândit să introduci o taxă? Poate ar fi și ceva mai odihnit. Știți, dacă mai introduc o taxă, iarăși Micu introduce taxe, atâta știe. Asta e adevărat, da? Spuneți-mă. A, nu e adevărat. Mă bucur că recunoașteți că nu e adevărat. Da, mulțumim. Câteva informații suplimentare privitor la drepturile de pe strada Uniei. Am înțeles că primăria are o propria parte și își vede aminte salta, dar dacă se ridică toate costurile pentru... Acum se lucrează la procedura de achiziție, azi, mâine se finalizează, cred că undeva în jur de 110-120 de mii de lei, undeva în zona asta. Procedura de la Femina alea sunt în totalitate ale primăriei. O să fie numai însarcina primăriei. În zona la garaje, în caz în care nu știu, din diverse motive, cineva nu dă garajul jos, ce se întâmplă? Îl vom demola noi. Bun, îl demolați și mai departe, nu se va fi. E pe domeniul public, e ilegal amplasat, pentru că el în momentul... Nu, el în momentul de față este o construcție amplasată ilegal, pentru că nu mai are nicio formă legală de deținere a terenului respectiv. Și există căi legale pentru... Și faptul că dă să zice primăria, că se la tot. Nu, 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 cheltuiala va fi recuperată la proprietar. Ați spus de începerea lucrărilor sau în fine licitație, începerea lucrărilor pentru grupul B a școlii Pascale Sanii? Nu, începerea lucrărilor, am spus. Lucrărilor. Și pentru grădinița 2 și cea cu program normal? De... La grădinița 2 cu program normal, licitația este joi, dacă nu mă înșel, 12, termenul pentru depunerea ofertelor. Dar termenul de începere a lucrărilor, noi ne l-am propus în săptămâna 27 noiembrie, când este vacanța la copii. Okay. Întrebarea este,
Eu întreb ca orice om. Să tot doar la vacanții în vară? Păi v-am explicat la ultima conferință. Din păcate, am organizat 3 licitații la care nu s-a prezentat nicio firmă, pentru că ele sunt monument istoric și fiind monument istoric, condițiile sunt mai restrictive. În momentul ăsta, ca să nu perturbați nici procesul de educație, totuși a început școala deja. Da. Poate ar fi mai ușor să amânați cu 2, 3, 2, 5, până când va fi posibil să nu... Să amânăm ce? Păi da, copiii sunt mutați, asta vă explic. La corpul B i-am mutat la școala 7, pe cei de la grădiniță, de la grădinița 2 cu program normal, îi vom muta la, într-un alt spațiu și se lucrează fără copii înăuntru. Deci nu va fi perturbat sub nicio formă. Legat de mă tot fața la povestea cu fața din spital. Nu e puțin cam fatalistă gândirea asta cu da, că se întâmplă peste toată lumea și ca urmare n-au ce face. Adică nu există soluții sau nu reușim să găsim soluții și vă dau eu una acum. Ia dați-mi. O cercetare care intră în da. Dacă se înregistrează pe bază de buletin, e mai puțin probabil să merge să facă infracțiuni când își dă toate datele personale. Păi dar vi se pare că agresorul de la CPU nu a fost identificat? A fost identificat după. Păi. Și ce l-a împiedicat să comite? Păi în condițiile în care avem supraveghere video. Da? Deci măsuri de prevenire s-au luat. Supraveghere video există în spital, există pază în spital, dar nu e o pază militarizată, ca să spunem, că e foarte greu să realizezi paza. Deci soluția asta cu înregistrarea fiecărei persoane înainte de a intra în spital? Îngreunez accesul în spital și creez o procedură birocratică suplimentară. Un post de poliție locală nu s-ar putea face acolo, cum e la poartă, la primărie? Păi da, dar asta înseamnă să iară să suplimentez numărul de polițiști locali, pentru că, dar spuneți, da, dar dumneavoastră spuneți, când spuneți de un post, acolo înseamnă să duci cel puțin 4-5 oameni, păi. Și de unde să iau? Dar scăpa de grijă. Și de unde să iau? Legea îmi interzice mie 1 la 1000 de locuitori. Eu am acum dreptul la 69 de polițiști locali. Păi, și de unde să iau? Legat de casele din ștrand, e o sumă frumoasă, aproape 100.000 de lei. E peste, da. Pentru cheltuieli, sunt cheltuieli de întreținere a acelor baze, plus cheltuielile de funcționare ale clubului sportiv, până la urmă. Aici merg o parte și în salarii, merg și în celelalte cheltuieli de întreținere obligatorie, toți banii rămân acolo. Și tot ce vedeți în investiții, s-a cumpărat robot, s-a cumpărat... Deci tot ceea ce se achiziționează acolo e... Când a fost o barieră stricată, un foișor stricat, un șezlong stricat, mă refer la cele stricate cu intenție, nu în sensul ăsta. Și încă, există pe pagina primăriei municipiului acea consultare publică legată de taxele de 2020? Da. Înțeleg că apar niște taxe noi sau se majorează? Nu. Deci, procedura este ca anual, cu 30 de zile înainte de dezbaterea în Consiliul Local, să se publice taxele aferente anului următor. E o procedură care se realizează de foarte mulți ani, pur și simplu s-au publicat taxele care vor fi în vigoare începând cu anul viitor. Ele vor fi la nivelul anului acesta. Revenim și la mașinile, dar nu sunt că e ultima dată asta. Revenim la mașinile astea abandonate pe străzi. Tirul e o procedură mai complicată, dar nu abandonăm nici ideea în ceea ce privește acest mijloc de transport. E înregistrat în străinătate, încercăm să facem o procedură de identificare a proprietarului, fiind vorba de o mașină înregistrată în străinătate, e o procedură mai greu. Da, ați spus că în cazul în care nu se întâmplă nimic de proprietar, mașinile vor intra în posesia... Păi nu. Deci procedura este aceea de somare, în cazul în care nu se conformează somării de ridicare de pe domeniul public, îl va ridica primăria, va fi depus la platformă și în termen de 30 de zile, dar trebuie să avem o procedură legală de somare și de comunicare. Adică există șansa ca acel tir să intre în posesia primăriei și să înlocuiască una dintre mașinile vechi care curiază? Sub nicio formă. Că nu vă imaginați că cineva a lăsat un tir acolo de bun. Eu întreb. Eu pot doar să mă gândesc logic. Okay.
O mașină bună nu o lași pur și simplu acum. Asta, da, dar dacă ar fi o mașină bună care își prezinte interes, se găseau. Pe ce bază s-au atenționat sau s-a considerat mai bunele mașini abandonate? Păi având în vedere starea lor, când vezi mașini dezumflate, cu roțile dezumflate, pline de rugină, pline de mizerie, pot să consider că e o mașină abandonată. Deci, din constatările poliției locale. De la sesizările cetățenilor. Unele la sesizări, altele din constatări proprii. E o campanie întreagă derulată de poliția locală. Tot de la întrebările cetățenilor, balustradele de la școala 5 nu se mai montează la loc. Nu. Și la profi s-a desfințat trecerea de pietoni. Da. Și n-ar fi trebuit completată la lucrarea? Să trece în continuare. Dar sunt probleme cu trecerea pentru autoturism. Deci intră în fața autoturismului. Da, o să prelungim acolo balustradă. Dar pe de altă parte, tot acolo e și locul de parcare pentru persoană cu handicap. Și mai parchează mașinile din pace în față la noi, la CNS. Îi amendează când vin, da, poliția comunitară, dar în continuare revin fără probleme. Păi o să mai plătească amenzi. Sunt, da, copii ce acolo, un indicator, o chestie. Păi avem indicator, că e oprire interzis. Cine oprește, plătește. Da. Ce să facem? Și atunci faci în bani, nu? Păi și eu ce vin am. Că... Mă rog. Despre trecerea la nivel, care vrea cum mai aveți noutăți? Cum? Trecerea la nivel, se mai realizează ceva anul acesta? Așteptăm ultima evaluare de la proiectant și soluția pe care am propus-o, dar aici de asemenea trebuie să existe un accept al firmelor care dețin aceste treceri la nivel cale ferată, ca sumele acestea să fie virate cu titlul de sponsorizare către primărie și primăria să se implice ca unică instituție în realizarea acestui obiectiv. Așteptăm pe parcursul acestei săptămâni ultimele evaluări, trimitem către firmele proprietare și de aici mai departe vom vedea în ce măsură vom debloca și acest aspect. Din punctul meu de vedere, nu cred că e fezabil în acest an, având în vedere și faptul că trebuie organizată o licitație publică. Însă, cred eu că în acest an s-au făcut pași foarte buni în vederea deblocării acestui inconvenient al traficului la Roman. Din păcate, faptul că sunt trei linii de cale ferată cu trei proprietari diferiți, a îngreunat foarte mult toată procedura, însă mă bucură faptul că există disponibilitate până la urmă și la ultimele două întâlniri pe care le-am convocat la primăria municipiului Roman, chiar dacă nu este un obiectiv ce privește municipalitatea ca și proprietate, dar privește municipalitatea ca și imagine, dacă vreți, și ca fluență a traficului și e clar că trebuie să ne implicăm pe toate căile. Dacă ar trebui să mai intervin acolo să... Da, asta nu e o problemă, vom interveni. Da. Da. Nu-i bai. Despre parcul Zăvoi, mai sunt parcul Zăvoi deja s-a predat amplasamentul, s-a început organizarea de șantier și deja au început să care umplutura necesară pentru realizarea parcului. Eu cred că lucrările vor începe cât de curând, dar lucrurile majore vor fi vizibile abia în primăvara anului viitor. Vor fi modificări de circulație în zonă? Momentan nu se impune așa ceva. Deci la anul se va vedea. Dacă e ceva la anul, și da. Tot de parcul Jora va fi gata anul. Parcul Jora am adus pământ vegetal, urmează a fi împrăștiat, s-au realizat aleile, pistele pentru biciclete, băncile, urmează realizarea toaletelor.
Nu pot să vă dau un răspuns în momentul de față în ceea ce privește, depindem de constructor, el este încă în termenul de executare a contractului și în termenul de finanțare cu ADR-ul. Așa este până la sfârșitul lunii octombrie, însă trebuie să ținem cont și de o serie de alți factori și vom lua decizia la momentul potrivit. Despre trotuare, ne-a spus, se lucrează, care ar fi pentru anul acesta, să spun, porțiunile ce se vor termina și ce va rămâne pentru anul viitor? Păi, în ceea ce privește trotuarele, pot să vă spun în felul următor. În momentul de față se lucrează într-un ritm destul de bun pe strada Sucedava, pe un sens de mers, eu am fost aseară în jurul orei 19.30, cred, în zonă. Ajunseseră până în intersecția cu strada, cu bulevardul Nicolae Bălcescu. S-a finalizat și strada Păltiniș și acum se lucra deja la bordurare și pregătirea terenului în vederea amplasării pavelilor și pe latura cealaltă. Eu apreciez că undeva cam în două săptămâni întreaga strada Smirodava ar putea fi finalizată. Vor începe ulterior lucrările pe Petru Rareș și Miron Costin. Va stabili constructorul ordinea în care va începe. Petru Rareș, e vorba doar de segmentul cuprins între strada Sucedava și strada Miron Costin. După care se va intra în zona străzilor din zona parcului. E vorba de... Eu îmi doresc tot în acest an să fie finalizată. E vorba de Bulevardul Roman Mușat, segmentul cuprins între sensul de girație de la intersecția cu Republicii până la Mihai Viteazu și străzile Aviatorilor 22 decembrie, Roman Vodă, Aviatorilor până în capăt spre Anton Pan, Roman Vodă până la intersecția cu Anton Pan, Dr. Koch, Eroilor, Martir Horia, Parcului. De asemenea, acestea sunt cele două loturi la care lucrează o firmă și acesta este obiectivul trasat pentru acest an. Și de asemenea, în ceea ce privește cel de-al treilea lot, se lucrează la bordurare și la profilarea terenului în zonele în care nu a existat trotuar pe strada Primăverii, urmând ca după pregătirea terenului deja s-a pus și balastul stabilizat, să se intre cel mai probabil de săptămâna viitoare la scoaterea bordurilor de pe strada Bogdan Dragoș. Vom începe de la pod, de la Gădinț, spre zona centrală, acolo unde vom înlocui și bordură și vom amenaja și trotuarul. Acest lot este cel mai mare dintre cele trei loturi pe care noi le-am propus. Până la central vom ajunge. Vom vedea în funcție și de condițiile meteo în ce măsură vom reuși finalizarea întregului tronson. Despre artera Roman Est, mai sunt nou. Artera Roman Est, săptămâna aceasta, dacă mă înșel, chiar mâine avem termen la instanță. S-a dispus o expertiză în cauză. Vom vedea măsurile care se impun în urma expertizei sau dacă acele expertize s-au făcut sau nu. Mai ați început să spuneți răspunsul colegului despre faptul că vă bucurați că există disponibilitate în ceea ce privește rezolvarea problemei cu trecerea la nivel de cale ferată și că la ultimele două întâlniri și nu v-ați mai întâlnit. Ba da, am spus, la ultimele două întâlniri au participat toți cei implicați, în toți proprietarii de căi ferate. Adică nu a lipsit nimeni. Au fost de acord au, ceea ce... Nu, noi am lansat atunci, am stabilit asupra proiectului tehnic, am căzut de acord în ceea ce privește proiectul tehnic. Bine, mai puțin interesează primăria municipiului Roman, dar noi am fost doar un mediator în care fiecare trebuia să-și spună punctul de vedere în ceea ce privește sistemul de macaze către fiecare beneficiar în parte, către fiecare proprietar în parte, pentru că, așa cum v-am spus, proiectul prevede renunțarea la două dintre linii, rămânerea unei singuri linii, aceea din mijloc, și ulterior realizarea unui sistem de macaz care să ducă către fiecare proprietar în parte. De asemenea, am lansat și această întrebare dacă există disponibilitate de a se găsi o formă de sponsorizare a primăriei și primăria să gestioneze proiectul în ansamblul său.
Și așteptam, așa cum am spus, ultimele date mai concrete, mai aplicate în ceea ce privește valoarea proiectului și cât este aferent fiecărui proprietar în parte, pentru că în funcție de lucrările care se realizează pentru fiecare în parte, sunt costuri diferite și, practic, asupra acestui lucru mai așteptăm ultimele date, urmând ca ulterior să realizăm acele donații, acele sponsorizări și cu asumarea de obligații. Și ultima întrebare legată de autorizațiile ISU. Cât înseamnă ca efort financiar din partea primăriei să terminați și colegii tehnici? Efortul, să știți că este destul de mare în ceea ce privește colegiul tehnic pentru Pony, undeva în jur de 800 de mii de lei. 800 de mii de lei. Vom, ce se întâmplă cu acești bani? Păi, acești bani sunt, pe lângă hârtii, sunt și o serie de investiții care trebuie realizate și vom încerca să găsim soluții. Dar, repet, și în funcție de resursele bugetare care vor veni de la Guvern sau de la Consiliul Județean. Ultima dată, în anul ăsta nu a mai fost presa în întâlnirea cu directorii, dar anul trecut am participat și doamna director vorbea de 100 și ceva de mii de lei. Pe documentație. Păi numai pe documentație 100 și ceva de mii, dar documentația... Păi da, dar documentația... Documentația prevede o serie de investiții pe care trebuie să le realizez ca să fie în conformitate cu prevederile ISU. Mulțumesc.